Deschidem lucrarea ședinței de astăzi, pentru că suntem majoritatea, putem deschide. Problemele cu privire la procesul verbal la ședința anterioară, dacă sunt obiecțiuni. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Menționăm că avem și pe domnul Benidel invitat în partea populației. Așa. Dăm citire. Dacă mai este un proiect de, la ordinea de zi, în afară de cele ce am primit noi ca materiale. Dacă nu mai este, dăm cuvântul domnului primar cu ordinea de zi. În conformitate cu dispoziția articolului 39.1 din legea administrației publice locale, cu modificări și o comunitate utilizare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local și va avea loc în data de 25.04.2019, ora 9, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de premii elevilor și sportivilor domiciliați în Comuna Balcani, județul Bacău, care au obținut rezultate deosebite în domeniul învățământului și sportului, precum și profesorilor coordonatori, începând cu anul școlar 2018-2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali și persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2019 și diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține cineva? Potrivă? Trecem la primul punct al ordinii de zi, în legătură cu premierea elevilor cu rezultate deosebite în domeniul învățământului și sportului, precum și a profesorului coordonator. La ședința de comisie care am avut-o acum două zile, s-a mai stabilit, nu era specificat în material valoarea premierea și a profesorului coordonator, s-a stabilit aici o sumă. E echivalent cu cel care termină cu media 10 la sfârșitul anului școlar. Și aceea sumă 500 de lei. Dacă mai sunt alții, ziceți, domnul Grea. Mă vin cu alte propuneri și anume la, în loc, dar să încadrăm un nou articol la B, acordarea unei premii pentru elevii de gimnaziu din cele trei cicluri, de învățământ pe școlar primar și gimnazial, care a obținut locul 1, 2 și 3 la sfârșitul anului școlar, constând într-o excursie tematică. De ce m-am orientat? La Bacău, la primăria Bacău, acordă tuturor elevilor premianți o sumă de bani. Noi dacă le acordăm această sumă, știind care este situația în sat, în comună, nu-și pot permite să fac o excursie. Și atunci am putut la această, ca să-i premiem pe să-i răsplătim. Nu mai dăm bani să facem excursie. Nu, la cei locali, la toți premianții din comună, de la fiecare clasă. Premium 1. 1, 2 și 3. Numai că la o specificare, de exemplu, la, la nivel primar, toți stăți premiul întâi, 10 pe locul întâi, 10 pe locul doi, locul întâi n-ai cu ei mai da. Că nu mă cunoști, cu calificul, nu? Și de făcut de partea la aia. Articolul 6, pe lângă atenționarea, comunicare către primarul comunii, să se prindă și atenționarea către directorul școlii. Da. Să fie anunțat sub directorul sau? Da, execute. În mod exprim. Păi, stați un pic, dacă îmi permiteți să intervin. Deci, oricum, hotărârea se transmite atât instituțiilor care sunt prevăzute acolo, școlilor, și dumneavoastră spuneți că vreți un articol în care să se transmită directorului în mod directorul de școli. Da, dar dacă se transmite la școală, nu directorul primește? Da. Sau vreți individual și domnului director? Sau nu neapărat individual. De trecut în poate nu observa de trecut. Cam zis că, deci, oricum instituție, prefectul primarul comună, compartimentul de asistență socială, biroul financiar contabil. Nu este trecut. Plus și școlilor. O să trecem. De asta am trecut și asta. Da. Ok, am înțeles. Da.
De ce spun asta? V-am spus, eu le-am plecat la Bacău, nepoții mei care au luat locul în premiul întâi, dintre a șaptea, dintre a șasea, au primit premiul, locul 1, 500, locul 2, 300 și locul 3, 100. Noi am hotărât ca să nu dăm bani în mână, ci să facem o excursie tematică, că este mult mai valoroasă. Cum îi stabilești pe la nivel primar, locul 1, 2, 3? Am să se reage nivel primar, că ea toți au un dăță, ori duce în tură, face cu toată școala. Nu, se pot să organizeze, oricum se organizează excursii la nivel de școală cu microbuzele școlare, în împrejur, în excursii de o zi. Deci, oricum vor fi răsplătiți. E vorba de cei de la gimnaziu. Atunci înseamnă că excursia asta va fi numai pentru cei la nivel gimnazial. Da. Și la cei la nivel primar? Pleacă cu microbuzul școlar. Nu-i chiar ok, pentru că... Nu e vorba de ciclu primar, apar discuții, de ce gimnaziu așa. Te referi la profesorul coordonator pentru cei care au media 10. Păi profesorul coordonator sunt toți profesorii de la clasă. Nu există un profesor coordonator care să-i dai suma echivalentă. Dar nu plătește. Nu, dar te-ai referit că binii trebuie să plătiți. Da, dar dacă este coordonator la o olimpiadă națională județeană sau olimpică, da, există un profesor coordonator. Dacă e pentru cei cu media 10, sunt profesori la clasă. Eu nu mă refer. Nu, dar nu, acolo nu e. Nu trebuiască bani, nu. Ci să organizeze o excursie tematică. Care au premiul 1, 1 și 2 să fie... Păi trebuie schimbat tot proiectul de hotărâre. Trebuie să organizăm o excursie. Nu, aici vine cu un amendament pentru nivel primar, pentru nivel gimnazial. Dar venim cu alt proiect de hotărâri în următoarea ședință pentru... Și mai... Trebuie gândit bine că să n-am trebuie să gândim, nici să nu facem... Da, că de asta fac discuții și... Și venim cu alt proiect, dacă... Nu, rămâne ăsta... Și cu domn director și cu profesor și cu... Ar trebui discutat și, deci, cum ai zis director, discutat în consiliile profesorale, venit propunere și după aceea, că apar discuții și suntem noi la mijloc după aia. Excursia merită toți copiii. Da, bine, da. E un bine pentru toți. Iar ceea ce trebuie nu, este o propunere acum, na, cum faceți. Da, ia până la 1-4, deci n-ai voie să vii. Duci unul. Trebuie să le ai cu părintele. Nu duci. Deci n-ai cum. Păi ce spun? Sunt frații, unul doar la 5-8 să duci ăla de la 1-4. Ăla de la 5-8 mai eficient celălalt, ăsta de la 1-4 nu... A, nu, cum? De ce să nu merg la excursie? Și eu am de gând să fac. La Cetatea Neamțului o excursie, cu microbuzul. Da, îți faci toată clasa. Da, dar nu fac toți învățători. De exemplu, eu vreau să fac la Cetatea Neamțului, că am clasa 4. Eu am făcut la Salin, am făcut în fiecare an. Da, dar nu fac toți, apar discuții. Zic și eu, mă. Da. Și am cerut microbuzul școlii, nu a fost nevoie de fonduri suplimentare, nu a fost nevoie de nimic. Deci la 1-4 se poate realiza altfel și la grădiniță tot la fel. Se poate organiza și la 5-8 aceeași chestie. Dar, nu, mă refeream la o excursie mai... Cum se făcea înainte, mă? Da. Aia plecau 2-3 zile, plecau aia un loc 1-2-3 la nivel gimnazial. Gimnazial, da. La nivel primar, faci învățătorul... Vorbim cu domnul director, în consiliul de administrație se discute cum o luăm ei decizia, o luăm și noi. Nu cadă bine asta. Da. La comisie am specificat că am venit cu un amendament la profesorul care se ocupă de obiectul respectiv și ajung la nivel, la faza județ, că e română, că e matematică, e sport, că e muzică, e desen, să fie răsplătiți cu o sumă de 500 de lei. Așa cum e și elevul care termină cu media 10. Pentru că astea sunt activități extracurriculare, în afara programului și nu duce nimeni. Decât îți faci ori și pleacă acasă, dacă vrei să tot ața banii. Restul sunt muncă patriotică. Dacă sunteți de acord cu amendamentul. Punem la vot, să o cum. Da. Deci primă o pun. Pentru că material nu specificat și pentru profesorul. Cu amendament. Domnul președinte, dacă veniți cu un nou proiect, includeți și amendament. Nu, dar mergem acum și cealaltă numai pentru excursie, completare. A, înțelegeți? Un nou proiect. Așa, deci supunem la vot, cine este de acord cu amendamentul. Numai cu excursie face parte tot din proiectul ăsta. Păi da, dar vii completare la proiectul din deci data nu mai poți veni cu un alt proiect. Ba da. Ba, vii cu un proiect, cu o completare la proiectul din data de cu un singur amendament. Elevii premianți... Pentru că trebuie să vorbim cu direct. De o excursie da. Tematică. Da. Deci acum să punem la vot... Acolo discutați, vedeți care e nevoie, dacă e vorba și de părinți, dacă e 1-4, dacă e obligatoriu și părinți. Trebuie asistent medical, trebuie gândit o leacă proiectul. Și următoarea ședință
Da. Deci supunem la vot primul proiect al ordinei de zi, primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind asta cu premierea și plus amendamentul. Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere? Două. Împotrivă? Nu. Cine se abține? Domnul Barna și domnul Perez. Nu s-a abținut, stați așa un pic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au fost pentru și 2 abțineri. Da. Trecem la punctul 2 al ordinii. Proiectele privind aprobarea numărului de activ personal și persoanelor cu handicap grav a numărului de indemnizați pentru anul 2019. Vă scuzați un pic la punctul ăsta? A, are o problemă și ca să... Aici vreau să zic că 45 de posturi de asistenț personal. Atâtea sunt. Așa, și 35 indemnizați în un an, de ce sunt mai puțini? Care e? Ce diferență? La proiectul de hotărâri, da? Deci 45 de posturi de asistenț personal pentru persoanele cu handicap grav. Și la punctul B, 35 de indemnizații lunare. N-ar trebui să fie tot 45? Nu. Nu? Asistenți da. Personali sau asistenți personali. Și indemnizații lunare cu părinților care au copii. Cu care au optat probleme. Pentru indemnizații. Tot n-am înțeles. Deci două diferite. Asistent personal e una. E una. Și în cealaltă se plătește păritul. A, deci era persoana cu handicap. Și numai 35 au nevoie din aia 45. Da, nu e problemă. Nu, asta e clarificare. Nu eram în regulă cu 10 posturi. Da. Mă gândeam să fii tot 45, cum îți... Am înțeles. Dacă mai vrea cineva să intervină la... Aici trebuie să asigurăm noi fonduri, nu? Pentru din bugetul local, pentru, nu? Da. Da, bine, înțeles. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Nu. Domnul Șcatare, specificați acolo cu domnul Vici, fiind în statul fiind conflict de interes, nu participă la punctul... Da. Respectiv. Trecem la următorul punct. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și finanțare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2009. Când s-o discutam la ședința de comisie, nu sunt probleme. Da, 10 minute. Cum se anunță la nivel de comună? Incendiu. La primărie, 30680 la telefon. La o mare sau un mic, nu se poate cere. Nu, avem un număr special pentru... Nu. De exemplu, Spania. Se anunță la 112 și 112 anunță direct. Da, anunță, dar așa orice incendiu anunță primarul și viceprimarul. Da. E 112. Dacă dai la 112, la orice oră, zi și noapte, anunță primarul. Deci se anunță. Da. La facilitățile voluntarilor, ce facilități au? Nu facilitate. Aș propune să li se încheie o asigurare de viață. Se poate întâmpla orice, la un incendiu, la un risc. Da, s-au mai discutat la comisii ca mașina să fie dotată și cu stingătoare și chiar să aibă mască de gaz, că intri în evacuare. Asta trebuie să ia dotările astea, trebuie să fie ca la pompier, nu poate să fie altfel. Păi am aprobat în buget niște bani și ăsta și cumpărăm. Are referat necesitate pe aia, da. Sume cumpărea și o diferență. Rubă de metri, de costum, vreo 30 de metri, ca să ajungă până la... Și ar trebui acces la mașină să aibă, să adună trei voluntari, poate să plece, să aibă toți cadete. E paznicul primăriei, care când a dat-o pleca, când a primit telefonul, pleca pe teren.
Deci avem Paznicu și Ungureanu, care sunt permanent. Da. Dacă mai vrea ce, mai aveți ceva? Nu, asta da. Cu asigurarea de viață asta, cred că e un lucru necesar. Pentru voluntari. Da, e constituții legale, ca așa. Da, dacă mai vrea cineva să intervine. Atunci nu se pune la bord. Mai vreți la? Nu, să vă fac acele instruiri, să chemi de la pompieri la specialist, să facă cu voluntarii instruiri. Nici n-am finalizat proiectul cu mașinile pompierieri, a fost la Iași, Bacău, Iași, le-a pus până la care nici nu-i finalizat. Noi am avut mașina niodată, nu-i finalizat proiectul. Da. Mai avem niște semne de lucru. După aia o să chem de la pompieri, o să facă instruiri cu tot personalul. Și instruirea se facă nu odată, lunar sau în străină. Vă spun din Spania, vă spun un caz concret, pentru că fiu un voluntar în Spania și știu exact ce facilități sau ce condiții au. Eu pot nici pe atât, da. Creat o cameră aici specială în care să fie echipamentul, acces să aibă voluntarii toți când e nevoie, pentru că nu poți să vină, îl cauți pe șeful, șeful nu e aici. Voluntarii au rămas personal din primărie. Atât? Adică, și ceilalți voluntari care erau, după cât îmi amintesc, ei erau scutiți de plata impozitului. Jumătate. Locale, sau cam asta, sau jumătate. Acum nu mai iese nimic. Va rămâne asta, să linchem o asigurare de viață, asta e necesară. Pentru că e voluntar, voluntar, dar Doamne ferește, și ceva, se poate întâmpla orice. Da. Să urcă undeva, într-un pod undeva, să e cad o grindă în cap. Ce facem cu el? Da, e o idee bună. Gândim dacă condiții legale, în care da, idee bună. Da, ca ideea e bună, știi, pot la orice, la da, de pe tine, acoperiți. Da, deci nu e voluntar, face lucrul ăsta, dar să nu suferi. Da. Dacă nu mai vrea nimeni să intervin, spune la vot. Cine este pentru? La cine cineva? Potrivă? Deci toți sunt pentru. Trecem la punctul divers. Cine vrea să fie la cuvânt? Doamna Vasilica? Și după aia. Da, Nică. Vreau să atrag atenția primarului și viceprimarului. În momentul în care se eliberează autorizația de construcție la case, eu dau personal ulița mea de acolo, de la Dragomir. Am avut acolo două săptămâni un șoc. Cineva a cumpărat de acolo terenul un țigan, rom sau cum vreți, nu uite, da, nu-i rom. Îmi asum ce spun, deci, măsurând cu ea sâmbătă și spunându-i cu meseriașul care era acolo, norocul a fost că era un stâlp de lumină acolo și am zis, băi frate, nu treci mai mult de... Atât ai, aici ai gardul și stâlpul la două degete de asta. Ca să mă trezesc lung când vine la servici, că i-a făcut să temelia în drum. Deci încă 20 în drum. Drumul ăla și așa are 2 metri și o leacă. Deci așa abia mai intri cu mașina mică. Mai este o leacă și nu mai pot intra deloc. Ca să ajung să sun la domnul vice și vine, într-adevăr, vine foarte repede acolo. Dar cumva ar trebui când vine la primărie să ceară autorizații de construcții sau ăștia care au cumpărat sau nu știu. Nu, să nu le dăm voie să ies, că ați văzut, ați fost acolo și a nu se mai poate trece. Deci nu se mai poate trece. Și te ceri cu țiganul și mă mai amenință ăla că nu știu ce face pe drum. Sigur. Noi ne prezentăm la fața locului. Am văzut. Acum, deci pentru faptul că a ieșit o leacă în drum, tot o mai ieșit de 3 degete în drum. Vă rog tare mă țineți cont când faci casa să nu eliberați autorizația de construcție la niciunul. Deci ori ne întrebați și veniți acolo, ca nu poate să vină oricine să facă cât am înțeles că țărancă. Am înțeles. Că durează lucrarea acolo. Nu a avut autorizație de construcție. Știu. Pentru gard. Ei, acolo trebuie luat un măsur legal și dat amendă pentru că este foarte ilegal și foarte corect. Da. Deci, dacă și așa îmi strâng și vorbim cu ea frumos și spunându-i că eram prieten cu femeia, cu țărancă. Zice, băi, fată, te rog, nu ieși în drum, că n-avem pe unii mai trece. Să mă trezesc luni, că era temelia, că ați văzut acolo, că ați fost cu Cristi. Plus de asta, că e și vegetație care o să... Da, da, deci și așa nu se mai poate intra și o mai ieși în drum cu temele. Deci țineți cont la... și o să mai vină și alături acum. Mai fi doamna... ați văzut cum e legatul. Că Walter, care au avut acolo vândut acum, au pus... ați văzut țărușul aia pus așa, că ați mai scos gardul în drum de jumătate de metru. Și mai treci cu elicopterul pe acolo. Să știți că nu acceptăm așa ceva și o să intervenim. Chiar vă rog, atâta vreau să spun, să puneți cont de asta și fiecare să-și păstreze
nu știu, dacă se putea măsura terenul la fiecare în uliță, de exemplu, care face ce bă, măsurăm de la intrarea uliței la toate, la toată lumea terenul. Să vedem care a ieșit în drum, ăla să dea înapoi gardul. Nu prea când am aptit pe teren, Asmica, nu am aptit pe teren. Atunci dai gardul obligatoriu. Nu ai aptit pe teren, da, faci gard, drumul de 4 metri. Din stânga și ăla din dreapta. Să dea toți. Nu, dar nu se poate, deci, de exemplu, am fost la moară, că cea mai bună dovadă e la Valeria, la, că am fost la el, la ieri, la fie. Deci ați văzut ulița aceea cât e din, deci nici nu, tot așa, nu lăsa nimeni nicio bucăță, că nici abia intră cu mașina mică. Deci, incendiu, nu, abia se intră. E ulița lor, e, da, pe tocmai, domeniul lor făcut și poți să... Nu e ulița, nu e comună, nu e ulița... Nu e ulița, nu e ulița, nu e ulița frățească. A, frățească, bun. Ei, la noi nu e frățească, la noi e drum public și acolo trebuie lăsat. Fiecare să... Atât am vrut să zic, bine. Da. Și eu. La ce vreau să fiu așa mai pe scurt? A trecut iarna și cu ploile astea, să știți, deci ulițele neasfaltate lasă de dorit. Cel puțin chiar ulița Gârla Morii, nici n-ai unde să mai ocolești, e mai joasă. Bătea n-avea cum de a ocoli oamenii să meargă cu ploile astea. Era programat... Am văzut și la Humărie, în general, să știți, și rândul de sus, jos, prim... Da, da, dar Humăria și ăsta o fi asfaltate. Gârla Morii... Trebuia săptămâna asta, era programat, dar a fost cu casa arsă la sfârșit, am trebuit să acolo... Când este posibil și o să fie utilajele disponibile, Și acum lucrează tot, e frumoasă cu asfaltul. Da. Cred că și pe Gârla Morii tot azi duce, dacă termină mai... Chiar au solicitat cetățenii. Am fost acolo, am văzut. Da, da. La Budaș, în spate, la Cămin, este o uliță. Am vorbit cu cetățean zilele acestea. Am vorbit și cu electrician, am înțeles că nici nu au becuri acolo. Și deși și-și retrasă ulița spre pădure acolo, eu am vorbit cu electricianul chiar la intrare, știi? Da, la Asafti, Viorilea cu Viorel. Poate s-ar să becuri. Așa am zis și eu, dar am vorbit cu electricianul și am înțeles că trebuie tras fir, nu au deloc. Și chiar e spre pădure acolo și sunt câteva case. Până la Tanti, ai... Da, până la... Da. Leacu Viorel, Marcu, Luca, Asafti... Da. Trage un minut. Da, trebuie măcar un bec pe mijloc acolo tras. Dacă mai vrea cineva din domnul... Da, și sărbători binecuvântate la... Toată lumea. La toată lumea. La toate partidele și la toți locuitorii. La cei care au avut. Și da, și la cei care au avut. Da. Mai țin o dată, că nu-i trebuie. Poate, da. Nu? Când nici când am văzut. Este din costa la Balcan, nu ne-a separat podul ultima dată acum, la Irimia. Au lucrat el pe după, de o jumătate de an nu merge și chiar la intersecție o uliță acolo, sunt mai multe case. Și m-am rugat dacă se poate să vă spun că ar trebui o remorcă dusă de balastru în prăștire, chiar la, în spatele băcii. Chiar în spatele. Unii s-au făcut diguri, nu sunt fundate găurile jos, că la el acolo în spate la banca aceea, el o împrăștie, nu mai trebuie dus o remorcă de balastru. La Căsoasa. La Căsoasa s-a schimbat un tub de 800 la ciușmeia aia care curge ca mână. Putea fi rămas acela, dar dacă s-a băgat unul de 1200, nu e nicio problemă. Înseamnă că au fost bani. Problema e în felul următor. La... cum îi zice? La Lungu, acolo, la Bogaciu. Acolo e un părăuț care vine din Leorda. De fiecare dată inundă... Acum nu inundă din cauza că trecea peste drum. Deci când vine apa mare, nu putea capta podețul care-i acum. Pentru că totdeauna e mare. Trecea drum. Acum s-a făcut o aripă, se înalță drumul cu asfalt. Și dacă nu se schimbă tubul în locul respectiv, deci îi inundă pe aia de la vale. De asta am ținut să spun. Ca să facem o treabă că... La deacolo. Pentru că un tub nu se poate schimba de sub asfalt. Mai degrabă renunțăm la o altă lucrare mai mică, să punem tub acolo. Că dacă inundă oamenii, nu-i bun. Și... Încă o problemă, mi-a zis cineva că angajați 50 de persoane. Chidi? La primărie. Puțin. 50 de persoane. M-ar interesa și pe mine, așa, ar avea și... Uite de râs.
Domnul Gângata, dumneavoastră nu știți, primarul, domn primar angajează 50 de persoane, asta ar fi 100 de voturi. 100, deci aveți, 200, sau 200 de voturi, dumneavoastră, erați cu stat, nu, dar nu-i glumă. Dar care era cineva? Da, ați spus pe căpățână. Că, dar ce să vă spun dumneavoastră? Dar s-a urmat organigrama. Este un post liber nu pentru mai 50 de persoane? Da, de nu, dar eu le-am explicat, nu, până nu mai trebuie. Post vacant în organigram. Și la ce s-a angajat? La ce s-a angajat? Poate aveți societate. După votare. Da, i-am explicat care e situația. Nu că am angajat 50 de persoane și... Da, să nu se mai să nu se mai să mai dat primara. Să nu se mai înțeleg câte locuri de lucru. Cineva, trebuie dat de bord. Da, cineva. Nu, la care ați fost acolo la lucrare de pe casul de pe căpăsă. Poate fi și invenții, domnul Gângaș. Nu știu, domnule. Eu așa am auzit, eu v-am întrebat. Deci nu am gândat. Loial ar fi să spuneți persoana, nu? Sau să mergem amândoi până la ea. Dar nu mi-a zis că fii rușine. Bine, dar alt... Hai ca să continuăm discuția. Ați văzut că necazul ne paște când nu ne așteptăm. Deci a fost focul ăsta. A ajuns mașina la primărie acolo. Eram acolo. Am înțeles că s-a cumpărat un prelungitor, iar de nou că nu ajungea să stângă prin spate. Am mai spus. Hai, domnule, să dotăm mașina asta și cu niște stângătoare. Luați foc acolo în spate și nu ajungea să stângă. Dacă era un stângător, se ducea și... Stângeți. Nu se poate șase sau 10 stângătoare să fie dotată mașina asta. Nu am discutat, nu era aici, încă nu-i finalizat proiectul cu mașina. Ieri am fost la Iași, am fost la Bacău, iar Piatra, iar Iași, toată ziua pe drumuri. Nu-i finalizat. Și cumpărăm, am prins în buget, n-am prins la ISU ca să prindem la situație, cum îți spun, da. N-am prins bani. Pentru cu un stângător face față cât 10 găleți cu apă. Ăsta îl cumpărăm toate. Facem, așa mi-e treburile. Doamne ferește, m-am uitat, asta e, mașina face cât poate, dar trebuie, mai trebuie pus ceva în plus. Eu am luat alea pentru tot ce n-am furtună, m-am gândit că nu sunt case, situația, nu ajunge mașina. Ce se face? Asta, bun, dacă vine aia mai ajungea, la pășunii, pe noi am avut probleme. Da. Domnul Barnă. Da. Apropo de căsoasa, eu am fost de mai multe ori acolo, chemat, sunat. Chiar de unde o să înceapă asfaltul, am vorbit și cu Costel, am vorbit și cu inginerul, m-am nimerit odată, era și proiectantul și cu dirigentele de șantier acolo. Am înțeles chiar de unde se pleacă cu asfaltul la Olaru, nu este prevăzut dig. I-am spus lui Costel, vezi că acolo este un părăiaș care se umflă destul de rău și care în 2016 a rupt asfaltul până aproape de poarta lui Olaru și acum se vede că e rupt în tăritura la drum acolo. El a zis că n-a văzut niciun pârâu. Acum, când am avut ședința pe comisie, a văzut că e. Nu știu cum faceți un act adițional ceva acolo. Dacă nu faceți dig de protecție unde începe asfaltul, de sub pod se va rupe. Și îl faceți degeaba. Înțelegeți? Exact de unde începe. Eu am fost acolo, am văzut. Deci acolo e o problemă. Nu știu cum a văzut proiectantul lucrurile, dar le-a văzut prost. Acolo trebuie dig, neapărat. Cum facem din bugetul local? Din bugetul local. Am mai discutat-o asta. Da, dar numai să faceți. Și, adică cam în aceleași standarde cu ce fac ei. Că acolo vă spun că o să se rupă. Dar am mai discutat de asta și am spus de fiecare dată. Că păi nu, dar n-am discutat de punctul cine ăla. Cine este prins în proiect, o să facem noi cu din bugetul local. Eu nu am pus niciodată problema despre punctul ăsta. Eu am crezut că acolo, adică n-am crezut, așa mi s-a spus. Când ne-am întâlnit noi prima dată acolo, era și Mirel Paloșanu, ați spus că acolo e prevăzut dig. Pe urmă am aflat că... Da, în curb. Da, acolo, așa ați spus. Da, am zis. Și pe urmă s-a aflat că nu e de fapt dig. Și acolo chiar e o problemă. Poți vedeți chiar să treaba bună la urmă. Dom'le, pentru că are bolți... Ăsta e și interesul nostru. Că de-aia tot intervenim. Că altfel nu m-aș fi dus dacă nu mă interesa. De atâtea ori pe acolo. Da. Da. Asta. Da, altceva vroiam să completez eu. Tot cu domnul Costel am vorbit.
primul podeț care trece, un nemuric cearcă Dumnezeu să le dea aici la intrare pe stânga, trebuie făcută captare de la deal în fundat, nu intră, domne, cu nebea bași căciula, m-am dus și m-am uitat. Deci trebuie, tubul nu trebuie schimbat. În fața școlii. Tubul nu trebuie schimbat. Pe drumul de Cățoasa. Față în față cu școala. La cea căru în deal. La cea căru, îi vine un pârâu de la deal și e înfundat. Trebuie făcut bazânul ăla de captare cu beton, cu, dar nici nu este, m-am uitat. Asta poți să nu o facă, poți să o facem noi, că dacă o faci, îi zice că costă mult. Da. Oricum trebuie desfundate podețele. Da, acolo e înfundat absolut de tot. Și podețele de la schid, m-am uitat până la Balcan, 80% sunt fundate. Și am spus, hai să dăm ajutor, să dăm sector la băieții cu ajutor social, băi, să facă două luna asta, două luna care vine, că sunt fundate. Mie mi-a spus domnul vice că nu sunt fundate, dar eu le-am verificat și sunt fundate. Sunt fundate toate, n-am zis că nu sunt fundate. Depinde la care v-ați referit. Am zis că majoritatea acum, după terminarea, după sezonul rece, nu? Vă dați seama că toată zăpada care s-a topit, s-a mâlit sau... Deci dar... multe nu au scurgere. Deci scurgerea apare infundată, au făcut Băltești. Dar o știm, domnul Gânga, le știm și... Deci, dar știți foarte bine. Și la ajutorul social suntem limitați, că acum din... Am 70 de persoane, din care 40 n-ai ce faci cu ei. Au scutirii medicale. Tare bine ar fi să pună și oamenii, mă. Sau, domnul consilier, poți să vorbești cu oamenii cu care deranjează podurile din fața lor, poți să mai desfunde câte oameni. Dar oamenii te-au avut o mașină, dar nu știu, sunt băieți la ajutor social. Păi nu asta vreau zic, ca să-i aduc din nu știu, domnule, așa știi comuna, eu știu că nu sunt. Păi dacă știi, să-i explicați-le și lor. Eu îi adun pe toți aia de pe schit, 20 cât sunt, și spun, ăștia sunt oameni, hai să-i zic, cu ăștia tăiem lemnile la școli, cu ăștia tăiem lemnile la primărie, cu ăștia facem curățenii prin parcuri, prin comună, cu ăștia tăiem răchițele, cu ăștia fac o zi, adică 1.200.000 sau 1.300.000 în timp. Cât poți să lucrezi? 1.000.000? Unul din ajutor? Tot dă vina pe ăștia. Dar n-am dat vina pe ăștia, eu dau vina pe administrația primării. Ei fac treaba, dar și-au dublat orele de muncă. Am pus stai pe capul lor, că vom stă cu coatele pe gard și spuneți vină la ajutor să vă strângă de zile. Nu m-am referit de podețul de la poartă. Podețele care trece drumul principal. Să fie clar. Dacă nu erau ăștia de la ajutor, trebuia o firmă specializată. Nu o să vină, domnul primar, nu o să vină nimeni în curături să dispunde că acolo nu scasă. Și ăla l-am mai disfundat câteva ori în curături. Păi nu-i infundat. Păi sunt fondă, că vine de pe deal. Nu o să vină nimeni la Balcan aici, așa, între unii, nu sunt ca să dispunde. Chiar în fundat de toți, că e căzut un arbore acolo. Nu o să vină nimeni. Da, că așa ne-am învățat toți la primărie. Poți să zic și eu, vine Paștele. Corect, și azi, da. Vine Paștele, e joia mare. Da, noi acum vorbim, nu vicertăm. Nu vicertăm, dar stăm aici ca să prind 12 să nu facem asta. Haideți. Hai să facem. Băi, vrea cineva să intervină?